Vitrine încărcate cu brânzeturi și produse din carne, preparate numai după rețete tradiționale, pot fi cumpărate timp de 4 zile din parcarea unui supermarket. Giurgiuvenii aflați în trecere privesc, mai gustă câte o bucată din bunătățile expuse, dar mai și cumpără. Acesta a fost și motivul pentru care comercianții au revenit la Giurgiu. Produse tradiționale din carne și din lactate. Aveți o rețetă, nu știu, proprie? Cum? Normal că avem rețeta noastră, care e foarte bună. De exemplu, carnea aceea la garniță, cum o preparați? Afumată și după aceea prăjită, la untură. Și brânza? Brânza e de oaie veche și proaspătă. Cașa afumat de vacă, cașcaval, avem șunculiță de porc, muști, fleica de porc, cârnații, care sunt foarte buni. E gras. Cum vi se pare? Este bun? Foarte bun. Prețurile cum vi se pare? Bune. Bune față de ce e în magazine. Sunt foarte bune și sunt proaspete. Și ați mai cumpărat până acum? Da. Deja a devenit celebru și în Giurgiu, deliciosul cozonac unguresc se bucură și el de foarte mulți clienți care nu rezistă mirosului atunci când trec prin zonă. De unde veniți? De la Brașov. Care este secretul unui chiurtoș delicios? Păi, dacă vorbim de secrete, rămâne secret. Prețul, m-ați întrebat de preț. Un prețul mare 10 lei la un cozonac mare și la unul mic 5 lei. Sunteți pentru prima dată la Giurgiu? Am fost la zilele localității anul trecut, în toamnă, și acum prima dată anul ăsta. Ce v-a determinat să mai veniți încă o dată? Faptul că giurgiuvenilor le plac chiurtoși, le mănâncă chiurtoși. Pe lângă negustorii de produse alimentare și-a făcut loc și un comerciant de blănuri. Căciul, haine, dar și încălțăminte de casă pot fi cumpărate de giurgiuveni la prețuri de producător. Cum vi se par prețurile? Depinde de sezon acum. Pe sfârșit sunt mai accesibile cumva. Asta. Am văzut că vă uitați la căciul. Da, vă uitam așa. Să vedem ce marfă mai este acum către sfârșit. Acum ne îndoim garderoba pentru prima parte, pentru alte probleme. Târgul de produse tradiționale își va închide porțile duminică, însă organizatorul spune că va reveni pentru că la Giurgiu clienții au rămas fideli.